În acest sfârșit de săptămână, Comuna Ghiroda găzduiește a 13-a ediție a Târgului Apicol. Pentru o bună desfășurare a evenimentului, traficul rutier va fi restricționat. Așadar, începând de astăzi, de la ora 22, se vor închide parcarea alăturată bisericii de pe strada Plopilor, porțiunea de pe strada Plopilor, cuprinsă între strada Victoria și clădirea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Populației și parcarea de lângă Căminul Cultural. În această perioadă, doar rezidenților de pe strada Plopilor li se va permite accesul, urmând ca Circulația să fie restabilită în întregime duminică după ora 18. Cetățenii care au mașinile parcate în aceste zone sunt rugați să le mute până la ora închiderii pentru a face posibilă organizarea evenimentului.